Mai multe asociații studențești din Iași și-au dat întâlnire în Piața Națiunilor pe 1 decembrie pentru a realiza o hartă umană a României mari. Se va ține și un moment de reculegere urmat de depuneri de coroane în memoria tuturor eroilor căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea patriei, a libertății și a demnității umane. Este al patrulea an în care studenții și elevii din Iași sărbătoresc împreună ziua de 1 decembrie, avertizează principalul organizator Liga Studenților din Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași.